Grădinița este o instituție de educație ce are rolul de a oferi sprijin educativ pentru copii și părinți. Ea este terenul unor relații educative dintre care fiecare beneficiar, părinte, copil și educator, are de învățat și trebuie să se simtă valorificat și important. Părinții au la dispoziție o varietate de opțiuni, de la grădinițe cu program normal până la cele cu program prelungit sau cu predare în diverse limbi străine. La grădinița noastră în acest an funcționează 13 grupe, dintre care 11 sunt cu program prelungit, una în sistem step by step și două grupe cu program normal. Avem în prezent aproximativ 320 de preșcolari. La ora actuală sunt foarte bine. În acest an școlar, grădinița și-a deschis porțile copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani. Avem toate nivelurile de vârstă, grupă mică, mijlocie, mare, și sperăm că părinții vor fi încântați. Grădinița dispune de bucătărie proprie cu patiser, toate produsele de patiserie se fac aici la noi. Avem un asistent medical, cabinet medical propriu, logoped și psiholog al grădiniței, de care copiii și părinții beneficiază săptămânal. Se fac activități opționale și extracurriculare, atât cu profesor, cum ar fi dans modern, limbă engleză, precum și la cererea părinților cu doamnele educatoare. Din acest an școlar vom încheia parteneriate cu trupele de teatru magic din Bacău, Așchiuță din Iași și Smărândița din Piatra Neamț. La Târgu Neamț funcționează două astfel de instituții cu program prelungit. Coordonatorul grădiniței numărul 1, Luminița Popei, consideră că spațiul este pregătit pentru copiii care îi trec pragul, armonizat cu nevoile lor, cu personal didactic cu experiență în lucru cu preșcolarii, învățământul preprimar constituind prima experiență a vieții în societate. Lucrările de modernizare a grădiniței continuă. După cum o să vedeți și în curtea grădiniței, se lucrează încă la pavele, la căile de acces, la remodernizare. Și toate cele 13 grupe la acest început de an școlar sunt finalizate, sunt modernizate. Toate grupurile sanitare pentru preșcolari au fost igienizate și modernizate. Mulțumim pe această cale încă o dată primăriei orașului Târgu Neamț, în mod special domnului primar care ne-a fost alături și ne-a sprijinit. Și sperăm ca în cel mai scurt timp să reușim să finalizăm tot ceea ce ne-am propus și să reușim să facem sfințirea grădiniței într-un cadru nou, așa cum ne-am dorit și după cum promiteam părinților la sfârșitul anului școlar anterior. Pentru mine nu este greutate, pentru că o fac din pasiune. Mi-am ales meseria aceasta de la bun început, deși aveam opțiunea să aleg altceva. O fac cu drag, pentru că văd rezultatele și mai frumos decât atât să lucrez cu un diamant neșlefuit, nu pot să îmi exprim cuvintele. Galben, norul răsalb. Ia, albastru, nu? Acum fac rândurnițele. Așa, cu culoarea? Tu știi când plac rândurnițele? Hai spune. Când e frig. Așa. Este frig și acum este frig afară? Da. E iarna, timpul de iarnă. De toamnă. Grădinița le creează o gamă întinsă de relații noi cu copiii de aceeași vârstă și cu adulții toți necunoscuți. Instituția are în vedere formarea personalității copilului, ținând seama de nivelul său propriu de dezvoltare, de nevoile sale afective și de activitatea sa fundamentală, jocul. Se asigură condiții necesare pentru dezvoltarea fizică, psihică, morală și intelectuală a copiilor, avându-se în vedere evitarea exprimărilor, prejudecăților de tip discriminator și încurajarea diversității cu scopul dezvoltării personalității copilului sub premisa învață-l să învețe singur.